Ca să o luăm așa de la început, sigur, ca fiecare, după ce termini liceul, încerci să dai la o facultate. Cu un an, doi înainte, am avut înclinația și gândul meu și pasiunea și dragostea spre această facultate de teatru. La atunci se spunea IATC. Acum se spune un IATC. Și până la urmă am putut să-mi vorbesc cu părinții și să-mi acorde această dorință a mea să mi-o îndeplinesc. Până la urmă am venit la București să mă înscriu și am rămas în București, la Cămin, ca să merg să dau prima probă, și anume proba practică, eliminatorie. Dar tot drumul, tatăl meu îmi spunea că nu e o meserie care ar trebui să o îmbrățișez eu, că nu o să pot să am o familie, n-am să pot să fie, nu este bine. În adâncul sufletului, sigur că mi-a lăsat un gust destul de amar, așa, nu o bucurie, o tristețe. M-am înscris, am mers, am dat proba, am luat proba eliminatorie și urma să mergem la scris. Nu mai m-am dus. Am plecat și am zis, nu am luat nimic, nu am făcut, trebuie să merg la altă facultate. Am rămas, sigur, eram pe secția de uman, am rămas un an acasă, m-am pregătit pentru ASE și am dat la ASE și am făcut facultatea și familie, categoric, și familie. O familie destul de fericită, o familie destul de frumoasă. Sigur, m-am bucurat de această familie, categoric, și în zilele de astăzi. Indiferent unde am lucrat, după ce am terminat, eram cu gândul, n-a fost poate că, nu știu ce să zic, zi, lună, an, să nu am gândul spre așa ceva. Și nu știam cum să ajung totuși în stadiul ăsta și să-mi ofere cineva oportunitatea pe care în prezent mi s-a oferit de către, pot să spun, de către tine, Alice, mi s-a oferit de către tine, te iubesc mult de tot, mult. Ești nemaipomenită și mi-ai oferit această plăcere pe care eu mi-am dorit-o de atâția ani de zile. Să mă înscriu la aceste cursuri de teatru și totuși să ajung să joc într-o piesă. Ce să vreau să spun? Ce să zic? În ceilalți nu știu vârsta mea. Nimeni. Și mereu mă întreabă, dar ție îți spun, sunt datani. Să-ți dai seama că nu știe nici Geo, nu știe nimeni. Sunt ca un exemplu pentru ceilalți și pentru cei tineri care refuză să își petreacă timpul liber sub alte forme, care mai mult sau mai puțin sunt cam neplăcute, unele, sigur că da, iar aici este o activitate, pot să spun, extraordinară, relaxare, bucurie, împlinire și tot ce vrei, indiferent de vârstă. Plec de acolo, simt că până ajung acasă, oricum merg pe jos, de bucurie așa, și adică am o
împlinirea așa sufletească. Și de-abia aștept ziua, data viitoare, sigur. Da, ea își transmite să facă ceea ce are pe suflet, ceea ce are în gândul ei și să nu mai meargă în alte locuri sau în alte direcții decât în direcția plăcerilor pe care le simte inima, le simte sufletul. Și să meargă spre acea activitate. Se uită mereu la mine, că am o energie și o dragoste și o bucurie și zice să ne spui și nouă ce ai făcut tu ca să ne menținem și noi până la vârsta pe care tu nu vrei să ne o spui. Da, zice că o ai și să fim și noi, zice, ce secrete ai? Și alimentația, în primul rând, stilul de viață, activitățile astea de fizice, în primul rând, eu merg foarte mult pe jos. Foarte, foarte, foarte mult pe jos și drumuri foarte lungi. Așa, eu cred că și asta m-a ajutat foarte mult, dar cred că mai e și genul. Thank you.